voi veni la tine, Doamne Iisuse, Doamne, și voi avea și eu mâncare. De ce? Pentru că acest tată a fost model. Păstorul acesta al bisericii a fost model. Auziți, pentru voi slujitorii acestei biserici, așa vă vorbește Domnul. Fiți model ca fiii risipitori să se întoarcă în casa lui Dumnezeu. Voi păstorii, spune cuvântul lui Dumnezeu, stați afară și nu stați în biserică și smulgeți-i ca din foc. Duceți la casa celor care sunt morți și scoateți-i din casele lor. O, Doamne, îndură-te de noi la această seară, Doamne! A știut că mai poate să facă ceva pentru el, a simțit această pierdere și uitați ce a spus acest om, acest fiu risipitor, și a ales poziția de smerenie. Mă voi duce la el de ca pe un hargat. O, Doamne, vin în casa ta. Nu mai doresc să fiu aici să predic, nu. Nu mai doresc să fiu aici să cânt, nu. Voi veni ca pe un argat, că mult dorește sufletul meu din nou să mănânce din pâinea vieții tale. Mult dorește sufletul meu din nou, Doamne, ca Tu să dai acea avere, Doamne, pe care eu am pierdut-o. Mult dorește sufletul meu, picioarele mele, din nou acea părtășie cu frații. Mult dorește... Sufletul meu dorește atât de mult din nou să se întâlnească cu Tine, Doamne. Auziți, fraților, a simțit pierderea ce a pricinuit-o, fraților. A recunoscut înaintea lui Dumnezeu că și-a pierdut totul. Dacă și tu în această seară te recunoști înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, sunt fiul Tău risipitor și am pierdut totul, Doamne Iisuse. Dacă picioarele mele sunt în casa Ta, este datorită milei Tale, Doamne Iisuse. O, Doamne, îndură-Te de noi, Doamne. El a știut că Tatălui mai poate să facă ceva pentru El. Fii un model în viața ta, fii un model în casa ta. Dacă vrei ca fiul tău din casa ta să se întoarcă la Dumnezeu, fii un model. Soră, dacă tu vrei să fii un model în casa ta, fii un model. Vrei ca fiul tău să se întoarcă la Dumnezeu, fii un model. El s-a întors la tatăl cu credință pentru că a văzut un model. Când ai model în viața ta, mă voi duce, voi spera. Cât i-am făcut la tatăl meu și el m-a ridicat, niciodată nu m-a doborât. La el s-a găsit cuvinte de viață, la el s-a găsit cuvinte care ridică, mă voi duce la el. Poate că te întreb, copiii mei, Doamne, de ce sunt în lumea aceasta? Poate că tu nu ai fost model pentru ei. Fii un model, cum și acest fiu risipitor. Spune, mă voi duce la tatăl meu. O, Doamne, îndură-Te de noi! Și a ales poziția ce-o merita și spune cuvântul lui Dumnezeu la 19. Și nu mai sunt vrednic să mai fiu fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. A venit cu smerenie înaintea lui Dumnezeu. Omule care ești aici și îți vorbește Dumnezeu, acest fiul risipitor și-a revenit în fire. Și a spus, voi veni înaintea ta, Doamne, ca pe un argat. Un tată minunat, spune cuvântul lui Dumnezeu, fraților. Spune că el îl aștepta, l-a văzut. Auziți, fraților, s-a sculat și a plecat tatăl său. Când era încă departe de tatăl său, l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat și a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Auziți, fraților, ce face acest tată. Tu poate nu-L vezi pe tatăl tău, tu poate nu poți să-L vezi pe Dumnezeu, dar Cel ce te vede în această seară este Dumnezeu. Cel ce aleargă spre tine în această seară este Dumnezeu. Cel ce vrea să te sărute în această seară este Dumnezeu. O, Doamne, îndură-Te de noi în această seară. Ce face un tată minunat care
are un fiu risipitor. Uitați ce face, fraților. Îi dă toată încrederea. De aceea și noi înaintea lui Dumnezeu să-i spunem: Doamne, dacă sunt fiul tău risipitor, iartă-mă, Doamne. O, Doamne, îndură-te de noi, Doamne, în această seară. Spune cuvântul lui Dumnezeu că tatăl era dornic să-l întâlnească, a alergat spre el. N-a alergat fiul spre el, ci tatăl aleargă, aleargă spre tine. Tatăl aleargă în afara casei și așteaptă zi de zi să vadă dacă tu vii. Tu poate că ți-ai pierdut poate răbdarea, moralitatea, dar tatăl niciodată nu-și va pierde moralitatea și încrederea în tine. De aceea să-i mulțumim și să-i dăm slavă lui Dumnezeu. O, Doamne, îndură-te de noi în această seară, Doamne. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că l-a văzut, dar nu l-a lăsat afară. Știți ce face? Îl invită în casă, îi dă cinste de fiu. O, Doamne Iisuse, Tu să-i dai cinste de fiu. Da. L-a văzut și l-a invitat în casă. Tu ești în casa lui Dumnezeu în această seară. Și Dumnezeu vrea să-ți dea cinste, chiar dacă de multe ori poate nu o meriți. Chiar de multe ori poate spui în inima ta: Doamne, nu merit cinstea ta, Doamne. Dar Dumnezeu în această seară vrea să-ți dea cinstea. Vrea în această seară să te invite din nou cu toată inima în casa Lui. Și spune lui Dumnezeu, și spune cuvântul lui Dumnezeu că îl face să uite de trecut. Haide să ne veselim. Uitați ce face, haide să ne veselim. Nu-i mai spune: fiule, ce ai făcut? Fiule, de ce ai plecat? Lucrurile astea nu mai făcea să se simtă vinovat. Lucrurile astea, uitați ce tată avea, nu l-a mai făcut să se simtă vinovat, chiar dacă tu ești vinovat în această seară. Spune cuvântul lui Dumnezeu, haide să ne veselim. Poate ești întristat în această seară că ți-ai pierdut totul. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu, haide în casă să ne veselim. O, Doamne, binecuvintează-ne pe fiecare în parte, Doamne. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, căci acest fiu era mort și a înviat, era pierdut, a fost găsit și au început să se veselească. Doamne Iisus, îndură-te de noi. Când vine înaintea lui Dumnezeu, El nu-ți dă râșcovanele de la porc. El îți dă cele mai bogate cuvinte de viață. Auziți, fraților, ce face tatăl? Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina. Vrea tatăl în această seară să te îmbrace. Când te depărtezi de Dumnezeu, tu ești dezbrăcat. Când vii în prezența lui Dumnezeu, vrea să te îmbrace. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, aduceți repede haina cea mai bună, îmbrăcați-l cu ea, puneți-l un inel în dege și încălțăminte în picioare, aduceți vițelul cel îngrășat. Auziți, fraților, aduceți vițelul cel îngrășat, nu mai spune aduceți râșcovanele. Spune cuvântul lui Dumnezeu, aduceți vițelul cel mai gras, cel mai bun. O, Doamne, îndură-te de fiecare dintre noi, Doamne. De aceea aș dori, pe fundalul cântării, aș dori în această seară să închidem cu toți ochii și să ne rugăm lui Dumnezeu. Și printr-o ridicare în această seară mâna să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, dacă de multe ori m-am depărtat de Tine, Doamne Iisuse, Doamne, în această seară, Doamne, mă recunosc înaintea Ta, Doamne, mă recunosc că am pierdut averea Ta, Doamne Iisuse, Doamne, mă recunosc înaintea Ta că am pierdut credința, moralitatea, Doamne Iisuse, Doamne. Mă recunosc că am pierdut averea pe care Tu mi-ai dat-o, căldura părintească, Doamne. Mă recunosc că am pierdut totul, Doamne Iisuse. Te rog în această seară, Doamne Iisuse, înaintea prezenței Tale vin, Doamne, ca Tu din nou să dai viață, Doamne Iisuse. Știm că sângele Tău, Doamne Iisuse, are puterea de a ridica, Doamne Iisuse. Știm că sângele Tău de la Golgota, Doamne, dă viață, Doamne Iisuse. Știm că sângele Tău de la Golgota are puterea de a tămădui, Doamne Iisuse. Știm că sângele Tău de la Golgota, Doamne, poate să ridice, dar cel mai important, sângele Tău în această seară, Doamne, dă din nou mântuire, Doamne!
O, Doamne Iisuse, Doamne, te rog în această seară, Doamne, privește către viața noastră, Iisuse, Doamne, dacă suntem, Doamne, oameni, dacă am cheltuit averea Ta, Doamne, pe nimic, iartă-ne, Doamne, în această seară, intrăm în rugăciune cu toți, Doamne. O, Doamne, aleluia, aleluia, Iisuse, ridică în această seară, Doamne, te rog, eliberează, Doamne, în această seară, orice plan a satanei, Doamne, Iisuse. Pe un rog primește, aleluia, aleluia, pe un argan, aleluia, primește-ne înaintea Ta, Doamne, primește-ne, Doamne, Iisuse. Aleluia, mări să fie numele Tău. Glorie ție, Doamne, Dumnezeul nostru, Doamne. Aleluia, primește-ne, primește-ne în această seară, Doamne. Primește-ne că a venit înaintea prezenței Tale, Doamne. O, Iisuse, o, în această seară îmbracă-ne din nou, Doamne. Încarcă-ne din nou, Doamne, și dă-ne cinste, Doamne. Doamne, lumea aceasta, Doamne, ne-a robit de păcate, Doamne, Iisuse, Doamne. Lumea aceasta, Doamne, ne-a robit de tot ceea ce nu este plăcut înaintea Ta. Te rugăm, Doamne, Iisuse, o, Doamne, Iisuse, Doamne. Tu la această seară ne dai din nou putere, Doamne, de a ne numi copii Tăi, Doamne, Iisuse. O, oh, aleluia, mări să fie numele Tău, Doamne. Nu mai sta strobit. Aleluia, Iisuse, Doamne. Veniți-vă fire. Nu mai stați în lume. Aleluia, Iisuse, Doamne. Murdar de păcat. Aleluia, Iisuse, Doamne. Veniți toți acasă. Aleluia. Tatăl vă așteaptă. E prezența Ta în această seară, Doamne, Iisuse, Doamne. E prezența Ta care poate să cerceteze, Doamne, să desprindească orice inimă, Doamne, în această seară. Prezența Ta vrem să o simțim cu toți, Doamne, Iisuse. Prezența Ta, Doamne, Iisuse, Doamne, lucrează Tu în această seară, Doamne. Aleluia, aleluia, Iisuse, Doamne. Astăzi mă întorc, ne întoarcem înaintea cu privirea la Tine, Doamne. Goale, aleluia, aleluia, Iisuse. Ce mare ești, ce mare ești în această seară. Primește-mă, primește-ne din nou. Aleluia, primește-ne, Doamne. Lumea aceasta nu oferă nimica, Doamne. Lumea aceasta este o prostie, Doamne. Dar cel ce dă viață ești doar Tu, Doamne Iisuse. Aleluia, Iisuse. Aleluia, Doamne. Venim înaintea Ta, Doamne. O, Iisuse. Aleluia. Primește-mă. Aleluia, Iisuse. Va pe un rog, primește-mă. Aleluia, o, Doamne, ești un Tată model pentru noi, Tată, Iisuse, Doamne. Atâta cinste ai dat pe noi, Doamne, Iisuse, Doamne. Ne-ai făcut să uităm de orice păcat, Doamne, Iisuse, Doamne. Ai spus, hai să ne veselim, Doamne, Iisuse, Doamne. Ne-ai îmbrăcat, Doamne, Iisuse, Doamne. Când noi eram dezbrăcați, Doamne, Iisuse, Doamne, Tu ne-ai îmbrăcat din nou, Doamne, Iisuse, Doamne. Aleluia, Iisuse. Anul acesta, Doamne, dorim, Doamne, anul acesta dorim să începem cu Tine, Doamne Iisuse, Doamne. Anul acesta dorim schimbare, Doamne Iisuse, Doamne. Aș dori cu toți, la ceea ce spun eu, voi să spuneți amin. Doamne Iisuse, înaintea Ta venim, Doamne, ca Tu să ne ierți, Doamne, de orice nelegiuire, Doamne. Iartă-ne de orice viclenie, Doamne. Iartă-ne de orice lăcomie, Doamne. De orice răutate, iartă-ne, Doamne. De orice pismă, Doamne Iisuse, iartă-ne, Doamne. De orice ucidere, Doamne, iartă-ne, Doamne. De orice ceartă, iartă-ne, Doamne Iisuse. De orice înșelăciune, iartă-ne, Doamne Iisuse, Doamne. De orice șoptitor, iartă-ne, Doamne. De orice răutate, iartă-ne, Doamne Iisuse.
de orice pârfitor, iartă-ne, Doamne Iisuse, de orice uritor de Dumnezeu, iartă-ne, Doamne, de orice obreznicie, iartă-ne, Doamne, de orice, Doamne Iisuse, trufaș, iartă-ne, Doamne, de orice lăudăroș, iartă-ne în această seară, Doamne, de orice neascultător de Tine, de păstori, de cântărești, de presbite, în această seară, iartă-ne, Doamne Iisuse! O, Doamne Iisuse!